Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre sistemul hidraulic de ambreiaj, în special la cel de KTM și Husqvarna. Este un pic mai deosebit de față de celelalte. O să discutăm despre aerisirea acestuia. O să schimbăm și lichidul lichidul hidraulic. Așa, și o să vă arătăm cum se aerisește sistemul. Când trebuie să-l schimbați, de regulă cam la un an de zile sau în funcție de cum arată acesta. Și iarăși când acesta își pierde din proprietăți, o să observați anumite scăpări la ambreiaj, o să observați un ambreiaj care merge destul de greoi, nu are o cursă lină frumoasă. Și atunci ar fi cazul să verificați și atât nivelul cât și culoarea acestuia, cum vă arătam într-un clip anterior. Întotdeauna când aveți de schimbat sau de completat lichidul, să aveți grijă că nu toate merg pe același tip de lichid. Unele merg pe lichid de frână, DOT 4, DOT 5. De regulă este trecut aici pe capac. Această motocicletă având capacul schimbat, nu mai scrie. Dar în cazul nostru este vorba de un lichid de frână, DOT 4 ar trebui. Așa, dar mai există și alte modele unde este nevoie de altfel de lichid. Uitați cum este acest KTM, cum observați, aici este trecut, use only mineral oil. Deci în cazul acesta trebuie pus ulei mineral, deci nu DOT 4 lichid de frână. Este un ulei special mineral. De aceea întotdeauna să verificați, dacă nu mai este specificat, verificați în manualul de reparații sau întrebați un dealer moto. Acum, în cazul nostru, o să mergem pe un motul ceva racing, are o temperatură mai mare de fierbere. Este indicat atunci când mergeți mai mult și încingeți atât ambreiajul, cât și dacă era vorba de sistemul de frânare. O să desfacem căpăcelul, să vedem nivelul, să vedem culoarea acestuia. Fix la această motocicletă am verificat și acum cam 15 ore, cum vă arătam într-un clip anterior. Acum o să vedem cum mai arată, dacă mai este la nivel și vom schimba lichidul. Ok, primul lucru, desfacem căpăcelul ca să vedem nivelul. Este bine și întotdeauna să fie motocicleta pe stand, să nu vă plece coarnele, să dea într-o parte. Deci desfacem căpăcelul, avem apoi această membrană. El este la nivel, după cum observați, ar trebui să fie cam 4 mm în interior. Problema este acum, este poziția ambreiajului este un pic lăsat în față. Putem să-l slăbim și să-l aducem pe orizontal ca să fim mai siguri și o să facem acest lucru. Să vă dați un semn că dacă este poziția corectă, să nu uitați apoi să dereglați ambreiajul. Așa, după cum observați, culoarea acestuia nu arată deloc bine, este foarte închis la culoare. Deși acum 15 ore arăta foarte bine, o să trebuiască să-l schimbăm. Ok, desfacem șuruburile, slăbim ca să aducem pe orizontală. V-am spus, îi putem da un semn ca să știm unde am avut poziția, înclinarea manetei de ambreiaj, ca să nu schimbați și apoi să vă chinuiți până găsiți poziția din nou. Este suficient decât să slăbim puțin și apoi învârtim ușor până când o aducem la orizontală. Uitați, nivelul lichidului este în regulă, dar după cum v-am spus, se vede că nu mai este transparent, este foarte, pare foarte murdar. O să-l schimbăm, să efectuăm și o aerisire. În cazul în care nivelul nu era ok și era scăzut, trebuia verificat, pentru că nu este normal să scadă. Dacă vă scade, înseamnă că pe undeva pierdeți. Și în cazul acesta ne uităm.
În primul rând, pe unde este umezeală? Dacă este pe aici, pe la conductă, pe la îmbinare, sau undeva conducta pe traseu este înțepată, se poate întâmpla și acest lucru să fie înțepată, sau jos, în partea de jos, așa, la fel, la îmbinare, la aceste garnituri, poate chiar pe la partea de jos, uitați pe unde este umed și în cazul acela trebuie să schimbăm în funcție de ce găsim. De exemplu, dacă sunt garniturile acestea, schimbăm aceste garnituri sau poate chiar trebuie de cât puțin strâns, este slăbit. În funcție de ce găsim, asta trebuie făcut. Acum, în cazul nostru, o să schimbăm lichidul. Ok, întotdeauna când umblați cu lichid de frână, este foarte bine să protejați de jur împrejur, pentru că acesta atacă foarte rău, în special plasticul și alte componente. Corodează foarte rău. De aceea este foarte bine să protejați. Cum punem noi, punem o cârpă de jur împrejur, în cazul în care vărsați pe lângă să nu fie o problemă. Da? Acum, să zicem că aveți nevoie doar de completare și aerisire. În cazul KTM și Husqvarna este o metodă mai diferită de aerisire, ce o recomandă ei în manual. Aerisirea clasică, după cum știți, se face în felul următor. În primul rând, întotdeauna să aveți grijă să nu rămâneți fără lichid aici, deci nivelul de lichid să fie peste sorb. Așa, se merge în partea de jos. Așa, aici avem aerisitorul. Da? Și aici avem aerisitorul. Acum, pentru aerisit clasic, se fac, deci facem presiune apăsând maneta de câteva ori, așa, apoi o ținem apăsat și în partea de jos slăbim acest aerisitor, lăsând lichidul să curgă. Deci cu maneta apăsată, slăbim, da, uitați, a ieșit lichidul, apoi strângem, dăm drumul la manetă și repetăm procesul, deci mai facem câteva manete, apoi ținând apăsat, la fel, până când rămânem fără aer, deci este doar lichid, nu mai avem niciun pic de aer. La fel și aici ar fi bine să protejați cu o cârpă ca să nu curgă uleiul peste tot pe motor. Deci aceasta este tipul de aerisire clasică. În cazul KTM, după cum vă spuneam, la manual recomandă alt tip de aerisire. O să discutăm imediat despre acel tip de aerisire. Acum o să golim tot lichidul de pe instalație ca să punem lichidul nou. Ok, acum scoatem lichidul vechi. După cum observați, uitați-vă la culoarea lui. Cum arată, cum este de murdar. Da, curățăm bine. Ok, curățăm bine interiorul de toate mizerile care au putut rămâne aici. Așa, apoi venim cu lichidul nou. Ok, în partea de jos punem un furtun transparent pe aerisitor, pe care îl punem ca să golim lichidul ce a rămas, îl punem într-o sticlă sau într-un recipient. Așa, nu o să iasă foarte mult lichid. Un furtun transparent ca să și vedem culoarea lichidului care iese, să știm când ne oprim. Ok, în partea de sus, în pompă, punem lichidul nou. Da, am pus până sus de tot, nu este problemă. Apoi vom merge jos să desfacem aerisitorul. Facem manete, da? Și uitați-vă în partea de jos, începe să iasă lichidul vechi. După cum se observă, foarte închis la culoare.
și ne uităm în permanență în partea de sus. O să facem acest lucru până când ajungem la lichidul curat, transparent. Avem grijă în partea de sus să nu rămânem fără lichid în recipient. Și repetăm procesul acesta până când rămânem cu lichid curat, transparent. Să aveți grijă în permanență să nu rămâneți fără lichid în partea de sus. Ok, după cum observați, lichidul a început să ajungă transparent, da? Este transparent, transparent. Deci am ajuns la lichidul nou și putem să spunem că am înlocuit cu succes lichidul vechi. Acum urmează irisirea specifică KTM cu zvarna. Uitați lichidul ce l-am scos, ce culoare avea. Da. Ok, pentru partea de irisire, cu zvarna și KTM recomandă folosirea unei siringi. Vă trebuie o siringă mai mare, chiar dacă nu aveți una specială, puteți să cumpărați una de la farmacie, de obicei farmacie veterinară, trebuie ceva foarte mare. Așa, umplem seringa cu lichid de frână, o umplem, nu neapărat, depinde de cât este de mare. Aceasta, de exemplu, este de 100 de mililitri, nu o să punem 100 de mililitri, o să punem în jur de 50. Deci, tragem lichidul de frână în siringă. Siringa o să o întoarcem în sus ca să nu să scoatem tot aerul din ea. Deci o scoatem să iasă tot aerul, toate bulele. Împingem ușor. Lichidul. Îl ducem până aproape de capăt. Apoi, aceasta o conectăm la acest aerisitor. Da. Punem și siguranța aceasta ca să nu sară de aici. Așa, deschidem aerisitorul. Acum desfacem aerisitorul și împingem ușor lichid pe traseu. Și ne uităm în partea de sus. Și
După cum observați, acum ies bolile de aer, da? Și repetăm procesul până când o să avem doar lichid, nu o să mai avem acele bule de aer. Uitați, încă mai ies bule mici de aer. Mai scoatem din lichid. Pompăm în continuare. Uitați, încă a mai ieșit o bulă de aer. Repetăm procesul până când iese doar lichid, nu ne mai iese nicio bulă de aer. Uitați, acum n-a mai ieșit niciun pic de bulă de aer, deci este perfect. Ok, acum o să mai extragem, deci închidem aerisitorul în partea de jos, îl strângem. Așa, mai tragem un pic de aici, trebuie să lăsăm 3-4 mm, pentru că altfel atunci când o să punem garnitura și capacul o să dea pe afară. Da, cam acesta este nivelul. Așa, punem garnitura împreună cu capacul. Le strângem la loc. Atenție, nu trebuie strânse foarte tare, ușor la mână se strâng acestea. Uitați, n-am scos foarte bine și am mai dat un pic pe afară. Da. Apoi o să reglăm maneta pe poziția care era. Strângem aceste două șuruburi de 8. În partea de jos, așa, am strâns bine aerisitorul. Decuplăm seringa. Așa. Da, este strâns bine. Curățăm bine. Punem capacul de protecție. Și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Nu uitați să urmăriți celelalte clipuri despre întreținerea unei motociclete. Și vă așteptăm în secțiunea de comentarii cu toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim!